Salut, prieteni, și îmi pare bine să vă alătur într-o nouă expediție pentru descoperirea reliviilor din al doilea război mondial. Am ajuns aproape de locul unde data trecută ați văzut că am găsit Amon Stripper clipurile alea tip Zbrojovka Brno, un număr destul de mare, zic eu. Și deci în apropiere de locul acela, ia uitați. Practic, prima descoperire mai importantă pe ziua de azi. Deci, un Amon Stripper Clip, model Zbrojovka Brno. Nu știu dacă e... marcat, dar am să-l curăț și vom vedea. Interesant și frumos. Salut, prieteni! Ia uitați la ce ne reîntâlnim. Deci, uitați unde l-am găsit pe precedentul. Deci, un al doilea Amon Stripper Clip pe ziua de azi. Deci am scos cu cazmaua bucata de pământ și era aici. Așa. Tot model Zbrojovka Brno. Dar bineînțeles că am să-l curăț și vom vedea ce alte informații ne oferă. Salut, prieteni, ia uitați, ați văzut și voi un așa zis mic live, așa, am găsit un alt Amon Stripper Clip, model Zbrojovka Brno.
Salut, prieteni! Ia uitați! Ați văzut și voi. Deci, un alt Amo Stripper clip. Mă duc în brăjă pe turnă. Vedeți, așa l-am scos. Așa. Nu departe, la vreo, știu eu, 30-40 de centimetri de celelalte. Interesant și frumos. Salut, prieteni! Ia uitați la ce ne revedem. Bineînțeles, sunt tot un Amo Stripper clip de aproape de suprafață. Am dat așa puțin pământul, am simțit semnal, era semnal, am dat pământul la o parte și ia uitați. Da. Tot model Brojovka Brno. Destul de aproape, la cel mult un metru, un metru jumate de locul, sau mai bine zis, mica zonă unde l-am descoperit pe precedentele. Da, interesant și frumos. Salut, prieteni! Nu știu de ce nu m-am putut abține să îmi comentez acest Amo Stripper clip. Vedeți în rupița asta de aici, la distanță oarecum mai mare față de celelalte. Asta însemnând, știu eu, maxim un metru, un metru jumate. Așa. Deci tot un Amo Stripper clip, tot model Brojovka Brno. Așa. Da. Bineînțeles că am să-l curăț și să vedem dacă e inscripționat, deși nu prea cred, ați văzut că niciunul din cele pe care le-am găsit nu era inscripționat, dar cine știe. Oricum, e ceva s-a întâmplat aici, nu știu ce, dar vă dați seama, atâtea Amo Stripper clipuri pe o rază de, știu eu, 30, maxim 40 metri pătrați, în jur de 40 metri pătrați. Da. Interesant. Salut, prieteni! Poate nu aș fi comentat și acest Amo Stripper clip, vedeți? Așa, pe care tocmai l-am găsit, dar ăsta cred că pare cel mai îndepărtat față de celelalte.
cam la vreo, știu eu, 4, știu, maxim 5 metri, așa. După cum vedeți, tot un zbrojov ca brno, așa. Aparent cu nimic deosebit față de celelalte, dar am să-l curăț, după cum știți, și vom vedea dacă. Salut, prieteni! Iată-ți la cine revedem, la o distanță destul de mare, peste vreo 50-60 de metri de loc unde, mai bine zis, mica zonă în care am găsit Amon Stripper clipurile. Ia uitați, în groapa aia, deci destul de adânc. Ia uitați. A fost ușor să-l găsesc, deci un obiect care aducea, sincer să iau, un capac de ceas. Uitați aici, parcă să fi fost balamaua de la capac. Deci ăsta e capacul, da. Știți că acum ceva timp am găsit ceva asemănător, un capac ceva mai mare cu un model frumos pe spate, în care se vedea mai bine urma de la balama. Așa. Da, am să-l curăț și să vedem, poate ne oferă și alte detalii. Dar e interesant. Am să caut mai cu atenție de aici prin prejur, poate găsesc și altă piesă de la ceas și cine știe, poate și altceva. Salut, prieteni! La ce credeți că ne reîntâlnim? Uitați, acolo în groapa aia am găsit o monedă. Cred că ultimul obiect pe ziua de azi. Dar să vedem. Acum, sigur, nu se vede mare lucru, după cum vedeți. Am să o curăț și vom vedea ce alte detalii ne oferă. Salut, prieteni! Ia uitați! Moneda pe care am găsit-o mai înainte, am început să o curăț și, după cum vedeți, a apărut coroana. Deci este o monedă regală, bănuiesc că cea de 5 lei, parcă. Am mai găsit acum, cred că un an și ceva, 2 ani. Încă nu sunt sigur, dar este foarte probabil să fie acea monedă de care am mai găsit. E din zinc, dar
Eu zic că a rezistat destul de bine timpului. Cunosc o pere de sârmă de alamă. E mai fină și nu distruge, nu degradează mai mult decât este ea acum. Ia să vedem. La distanță nu foarte mare de locul unde am găsit, că ați văzut, capacul acela de ceas. Ia să vedem. Deci 1942 parcă. S-a păstrat destul de bine după o ședere, ca să zic așa, în pământ de aproape 80 de ani. Nu știu dacă aici, pe partea cealaltă unde scrie lei, câți lei sunt, nu-mi dau seama încă exact, dar parcă 20 de lei, nu 5 lei. Da, oricum, poate la o fotografie se va vedea mai bine. Înțelegut și impresionant. Salut, prieten! Asta chiar ultimul obiect pe ziua de azi. Uitați în gropița aia de acolo. Ce credeți? Un nasture cu 4 găuri. Probabil, sau bine zis, cel mai probabil de la Armata Română. Probabil din aluminiu sau din zinc, nu-mi dau seama exact. Oricum, pot să spun că n-am mai găsit de mult un nasturel. Așa. Chiar de mult. Da. Pe cât de mic, pe atât de interesant și impresionant.